Acest protest a fost organizat deoarece pe strada Mărășești, acea crimă ecologică, am zis, sau unui spațiu verde, cu acei copaci aproximativ de 50 de ani, au fost defrișați și tocați. Tocați datorită unui abuz și a unor ilegalități, gen cumpărarea de cauze litigioase. Și din păcate se pare că nu este singur. În câte am auzit și de la deal de crima asta ecologică care s-a făcut acolo, spațiul de acolo și ăla este dat deja, numai că respectiv stă cu capul la nisip, fiindcă vede cum evoluează și ce se întâmplă cu începutul, cu cel de la... Puținii speranțe că rezolvăm treaba, dar ei o să ieșim toți în stradă și atunci o să împungă fuga, nu o să mai găsească loc unde să ascundă când o să ne scoată din țățări.